Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi venim repede de pe unde suntem, dar dacă locuiți în zona Podubrant, s-ar putea să ieșiți mai greu din cartier. Am fost, nu e o surpriză pentru voi, duminica am fost la meci. Așa. A, nu vă așteptați la asta, nu? Băi, și când se plec de acolo, abia am ieșit din cartier. Au pus colegi la Rapid, aia, cum da, îi cheamă? Rapid cu Craiova, care Universitatea sunt pe Craiova. Lângă Podul Grand. Și când se plec de acolo, băieții de la primărie, cred, au pus și stâlpișori. Nu mai poți să fentezi pe linia de tramvai, să faci stânga, să faci nimic acolo. Voi blocați circulația. Da. Și a trebuit să am plecat, am ajuns în oraș prin Chiajna. Deci a trebuit să ocolesc pe partea cealaltă. Am făcut vreo 30 de minute peste ce aș fi făcut. Altfel am înțeles de la mici care locuiesc în zonă că acolo este ceva de filmat. Adică pe zi oamenii o iau razna complet, își pierd controlul, o iau pe contrasens. Păi nu prea mai e cum să o iei pe contrasens. N-auzi că mai nou au pus și stâlpișori de aia. Are o idee foarte bună și uite, poate o de primăria capitalei, prietenul meu Dan, care s-a gândit acolo să se facă dimineața între orele 6 și 12 târg. Sens unic pe pod dinspre sectorul 6 spre centru, știi? Pentru că într-adevăr la ora așa aia nu prea vine nimeni invers. E închis exact sensul ăsta. Deci e închis sensul dinspre militari spre centru. Hai că la important, se merge pe partea elaltă cu singură bandă. Și dacă s-ar închide, într-adevăr, ar fi o chestie importantă. Și zice, bă, trebuie 4 polițiști. Zice, ăștia au trimis acum mai poliție locală, stă pe pod, care n-are cu ce să ajute, dă din mână un polițist. Poate că da, dar știi ce se întâmplă când închizi circulația pe un sens? Ți se pare că nu se trece pe acolo și descoperi brusc că se face un dop în altă parte. Experiența asta cu Podul Grand și cu orice lucrare majoră de infrastructură în București arată cât de subdezvoltată este în continuare infrastructura în acest oraș și cât de puțin e dezvoltat transportul public și, în general, cât de neadaptat este la necesarul de trafic modern. Pentru că n-ai ce-i face. Podurile astea, din când în când, mai trebuie reparate. Asta e viața. Adică nu poți să-l lași să cadă, știi? Mai ales că este atât de important și are trafic atât de mare pe el. Dar lucrările erau... Sigur că lumea e furioasă. Dar trebuie făcute. Însă, ce să vezi, lucrările, nu știu dacă v-ați uitat la știri, erau gata să fie cu totul oprite. L-am văzut ieri pe primarul Nicușor Dan povestind cum din cauza noi ordonanțe sau datorită, cum vreți să spuneți, datorită acestei sau din cauza acestei ordonanțe care limitează cheltuielile primăriilor, lucrările la Podul Grand erau gata să fie oprite și că șantierul n-a fost închis. Asta mai lipsește Nicușor Dan, doar datorită bunăvoinței constructorului. Deci povestea este că constructorul știe că primăria are bani în cont, primăria are bani în cont să plătească lucrările, dar nu poate plăti din cauza felului în care este redactată ordonanța dată de guvernul Ciolacu. Ce tare! Da, încă o chestie. Oamenii ăștia dau niște documente și nu, adică dau niște... Nu se gândesc care sunt efectele. Nu se gândesc la efecte și descoperă după aceea efectele. Cum este și cazul Ordinului de Ministru, care implementează, a desfințat bursele de merit, a schimbat sistemul și acum avem burse de merit pentru 250. Pentru 250 și 197. Dar nu putem să anticipăm un pic înainte să facem asta, mă, dacă dăm legea asta. Ce se întâmplă? Totuși, sunt o mulțime de oameni angajați în sistem, plătiți foarte bine la stat acum, care asta ar trebui să fie treaba lor. Să facă rapoarte și să anticipeze, să estimeze ce efecte are. Iată ce spune Nicușor Dan, citez, ordonanța spune că noi putem să plătim în lunile noiembrie și decembrie, media lunilor ianuarie-septembrie. Dar în perioada ianuarie-septembrie nu s-a facturat pe această lucrare. Deci noi, neavând plăți făcute, nu putem să plătim. Înțelegeți aberația? Deci guvernul a spus, bă, numai ca să nu mai fie risipă, ce ați plătit, să nu mai depășiți. Ce ați plătit în perioada aia, puteți să plătiți și la sfârșitul anului. Dar dacă lucrările au început foarte târziu, da. Da. Asta e ciudat și că au început târziu și că nu s-a lucrat pe vara acolo, când traficul e un pic mai light. Și mai trebuie spus un lucru, că Bucureștiul, totuși, din punctul de vedere al condițiilor de creditare și de plată, Bucureștiul stă foarte bine prin comparație cu România întreagă. Adică agenția Fitch a dat recent un rating de credit pentru București cu 4 trepte mai sus decât România. Adică nu e o problemă de finanțare a acestor lucrări. Apropo de
În momentul în care au început totuși reparațiile acolo, se lucrează mult, se lucrează în două schimburi, 22 din 24 de ore, 7-18 primul schimb, 18-5 dimineața al doilea, și evident oamenii au întrebat ce întreabă și Luca, presa, dacă tot l-au prins ieri pe Nicușor Dan la Înghesuiala, l-au întrebat, de ce nu s-a lucrat vara? Totuși, când traficul era mai ușor. Și am văzut și declarații luate de la șoferi în trafic. Oamenii se întrebă, dar de ce n-ați făcut nimic astăvară? Fiți atenți ce răspuns dă Nicușor Dan. Zice, nu, asta este directorul administrației străzilor, Marian Bârgău, citat de publicația de fapt.ro. Mai bun. Încă din luna mai, spune dânsul, au fost întâlniri cu CFR-ul, la care a participat inclusiv constructorul. Podul Grant, pentru cei care nu știu, trece peste liniile de cale ferată care duc în Gara de Nord. Acolo este un nod feroviar mare. Sunt foarte apropiate, da. Cei de la CFR ne-au recomandat să facem aceste lucrări după 15 septembrie, momentul în care trenurile către mare nu vor mai funcționa. Podul fiind peste calea ferată, nu se poate lucra la partea de sub pod cu liniile de sub tensiune, ceea ce afectează circulația trenurilor, a explicat el. Dar nu înțeleg, adică ce pe sub podul Grand trec numai trenurile spre mare? Cum adică? Adică de ce? CFR-ul a zis, stați să se termine cu trenurile astea de vară, trenurile litoralului, că sunt multe, și după aia puteți să lucrați. Deci, dar nu cred că erau foarte multe, adică bănuiesc că erau suplimentari de 3, 4, 5, câte trenuri puteau fi... Ăla nu contează, știi? Deci avem? Tren spre mare, ăsta e bun. Ăsta la altul, ăsta vine din Moldova. Dă-i cu picamărul, nu ai nicio treabă. Bine, și oricum, unele mai întârzie. Nu înțeleg. Nici eu n-am înțeles chestia asta cu trenurile spre mare. Dacă erau 200 de trenuri spre mare, ziceam, da, domnule, la câte trenuri vin în Gara de Nord, mai sunt 200 în plus. Da. Dar așa... Da, practic, toate trenurile din Gara de Nord, din câte știu eu, pleacă pe sub podul Grand. Exact. Adică nu-i să zici că alelalte au în stânga, știi? Grosul, da? Și aici e doar spre mare și... Da, da. Și toate ajung tot acolo. Trei zădură. Da. Bă, bine că se face totuși. Adică eu mă bucur că se face, se lucrează la podul Grand. O să fie nasol o perioadă. Bine, tu din Corbeanca ai tot felul de bucurii. Așa e, da. Te bucur că se lucrează. Te bucur mult pentru noi bucurii. Și ce preferai, să nu se facă? Aveți de mai multă răbdare când mergeți la meci. Nu mă zi, serios. Voiai să nu se facă? Bă, nu, să se facă, dar, uite, să se înțeleagă cu ăștia, cu CFR-ul, cu trenurile, cu... Nu știu ce să mai zic. Uite, la noi, adică eu aș prefera să nu se mai facă în București, să se facă revoluția aia în trafic de care vorbea domnul Nicușor în campanie. Revoluția în trafic, reparație, da. Nu știu ce. Lasă că vin trenurile zăpezi, îmi scrie Marian. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.